Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ne întoarcem în lumea reală de la București. Ministrul digitalizării, liberalul Florin Roman, își caută în continuare lucrările despre care spune că le-a scris și le-a publicat. Problema nu e doar că nu le găsește. Problema e că din când în când mai dă peste altele din listă și de aici alte dandanale. Ultima a fost constatată de colegii de la Libertate, care au analizat paginile din lucrarea de master a ministrului, pagini pe care, culmea, chiar ministrul le trimisese la redacție ca să arate că are operă. Doar că, ce să vezi, și acestea aparțineau, ați ghicit, altui autor. Cătălin Tolontan e la telefon cu mai multe explicații. Bună dimineața! Neața. Bună dimineața! Da, așa este. Cele 10 pagini din disertația de master primită la redacție chiar de la ministrul Roman, care este autorul lucrării de master din 2012 de la Facultatea de Psihologie a Universității din Titu Maiorescu din București, sunt identice cu paginile dintr-un suport de curs din anul universitar 2007-2008, deci cu 5 ani mai devreme, de la Universitatea Politehnică Timișoara, semnat suportul de curs de profesorul Constantin Dan Dumitrescu. Când spui identice, te referi Roman, la ce? Când te referi, adică identice, a preluat și identic la textul, da, figurile, grafice și chiar erorile de redactare. Mai lipsește cât o literă la un moment dat într-un text, da? E, și litera aia lipsește și în 2007 la profesorul Timișoran, lipsește și la Florin Roman în 2012. Da. În 2012. Noi am vorbit și cu, am vorbit cu Florin Roman, dacă sunt interesați ascultători, și l-am întrebat, totuși, cum explică acest plagiat evident, da? Este un plagiat evident. E absolut grosier. Încă o dată, sunt 10 pagini, ne-a dat 10 pagini. Cele da, dânsul 10, le-a dat, stai puțin, dânsul le-a dat, da, nu? Da, dânsul ni le-a dat. Mi-a zis, uite, domnule, că am scris și eu ceva, uite. Exact, și am o legătură totuși cu domeniul digitalizării, pentru că povestea asta nu este despre încă un plagiat, în concepția noastră cel puțin, și vedem și din reacțiile oamenilor. Este despre cât de serios luăm transformarea digitală a României și PNRR-ul, care ne-a fost prezentat și este drept o șansă istorică. Dacă și acum noi spunem că, de exemplu, citez din ministru, ce spune el? Zice, domnule, lucrez la PNRR, am nevoie de puțină îngăduință, pentru că altfel nu știu dacă voi reuși să termin jaloanele din PNRR până la sfârșitul anului, dacă tot dau explicații. Am încheiat citatul. Și Răzvan Luța, care a vorbit cu el, l-a întrebat, bun, dar totuși, cum explicați că 10 pagini sunt identice? Și el a spus, citez, în momentul în care faci o lucrare de disertație, ți se dă o bibliografie. Dacă ți se dă o bibliografie, ce să faci? Am încheiat citatul. Ca și cum cineva te obligă să iei cuvânt cu cuvânt dintr-un autor, de fapt să copiezi, practic, adică cineva și cele de literă. Cineva îți recomandă, uite, ca să scrii cartea despre asta, ar trebui să citești înainte următoarele lucruri, să le studiezi, ca să înțelegi. Și după aia ideile vin cu lucrarea. Oamenilor care, și zici, băi, exact, ce bine că mi-a dat bibliografia, că acum am cu ce să fac lucrarea. Practic, iau cu copy-paste ce am făcut pagina, nu? Asta e exact ce înțelegi. Da. Suntem în țara IT-știlor. Suntem în domeniu în care se vorbește despre Internet of Things, inteligența artificială, în care PNR insistă pentru asta. Și este ministrul cercetătorilor din România, inovatorilor din România și oamenilor care fac digitalizarea în România. Deci, ca să rezumăm, domnul ministru Florin Roman a invocat mai întâi, a spus că a scris o carte pe care de fapt nu o scrisese dânsul. Când a fost luat la bani mărunți, a spus că nu era carte, era un articol. Parcă suntem la Radio Erevan, pe cine pe care nu l-a găsit. Da, pe care nu l-am mai găsit, că n-am păstrat revista. Și ăla era singurul articol. Dar vă arăt lucrarea de master. Da, ăla era singurul titlu care îi făcea legătura cu digitalizarea. Și când reporterii au insistat, a zis, domne, stai puțin, că am, uite, am lucrare de master. Și lucrarea de master este copiată, integral. Da, și acest om este șeful transformării digitale a României. În toate domeniile, aici vorbim de la cardul de sănătate până la cloud-ul guvernamental. Sunt 1,88 de miliarde de euro numai direct pe transformare digitală, dar sunt o groază de bani, vreo 800 de milioane, de 180 de milioane de euro și în digitalizarea învățământului. De toate aceste lucruri răspund specialiștii din Ministerul Digitalizării, printre alții și din alte ministere, evident. Dar ei au leading-ul, ca să scuzați-mă, domnule Roman, acestei operațiuni
de transformare digitală a României. Vom vedea ce se va întâmpla în continuare. Da, eu nu știu ce generalul Ciucă, mă rog, fostul general Ciucă, acum e în rezervă, nu știu la ce armă era dânsul, dar mă întreb în timp ce dânsul era în armată, că acum e prim-ministru, da? Dacă, când era dânsul în armată activ, oare dacă ar fi avut un șef de stat major, dânsul fiind comandant de ce era dânsul acolo, dacă ar fi avut un șef de stat major care să fie totalmente impostor și incompetent, s-ar fi dus liniștit în misiune, știind că avea un impostor acolo care îi face planurile, care îi organizează lucrurile? Poate că, nu știu, poate ar trebui și prim-ministru să dea o explicație sau să ne spună ce părere are de dânsul pentru față de această situație. Întrebarea este pusă și comparația ta, Vlad, este foarte bună, pentru că toată țara este trimisă după PNRR, care din 2021 până în 2026, cel puțin pe digitalizare, este program de guvernare, ne trimite pe toți în frunte cu Florin Roman. Da. Bun. Mulțumesc mult, Cătălin Tolontan, pentru toate aceste explicații. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.